Adina Almășan și Dan Hâlciuc. Bineînțeles că se întâlnesc aici rivalii, bine te-am găsit, Marina, bine v-am găsit. Este o ediție aniversară, aniversăm 10 zile de sâmbătă, 10 ediții, așa este. Bine v-am găsit, bine că sunteți alături de noi, stați să vedeți alături de câți oameni minunați veți fi astăzi în această ediție. Suntem rivali? Suntem rivali, cu toate că tema... Dar nu, cred că există ceva rivalitate și în tema de astăzi, fiind ultima dezbatere în acest sezon. Așa. Tema este oarecum așa concluzivă. Cum îmi place mie, da. Cum nu îmi place mie concluzivă. Da, dar e o întrebare tristă. Adică? De ce oare mor iubirile? Deci și mor oare iubirile? Trebuie să ne poziționăm. Eu zic... Tu zici că... Că mor iubirile. Bine, adevărul e că tot ceea ce se naște, se dezvoltă, moare. Uite-te la flori, de exemplu. Florile sunt precum iubirea. Dacă nu le uzi corespunzător, ele se ofilă și cad. A căzut de ieri un pic, cât o petală, cât un fir de dragoste. Deci iubirile mor la adio, un moment dat. Pică frunza. Adio, pică frunza. Dar părerea mea este că, de fapt, o iubire adevărată nu moare niciodată. Nu, chiar și atunci când pare a se sfârși, ea rămâne undeva, acolo, în interior. Exact. Și romane. Mulți dintre noi nu vrem să mai auzim de persoane din trecutul nostru, dar poate că asta și pentru că undeva acolo, ancorat în sufletul nostru, a rămas o bucățică de iubire. O sămânță. O sămânță de iubire. Hai să vedem ce zic cercetașii. Noi trebuie să avem mai sămânță de scandal. Sămânță de scandal. Da, deci te rog frumos, rivalule. Iubire cu scandal, prezintă-ți, da? Prezintă-ți asistenta. Hai bine, da, este ultima ediție. Draga mea asistentă, permite-mi... Vezi ce înseamnă adevărata iubire, Dan? Iubirea te lovește. Te-ai lovit tu și mă doare pe mine. Ai de cap, îmi permite să stau lângă tine. Vreau să te invit la dans, dar nu mai pot acum că sunt paradit. Deci până la urmă era pălincă în sticla aia, nu, vezi? Era apă. Apă. Toată lumea știe că e apă, da. Eu știu că e petrecere în emisiunea asta, pentru că e ultima ediție de primăvară. La o temă ca asta nu prea e petrecere. Mai degrabă parastas. Parastas. Dar hai să vedem ce petrecere. Zice Raluca. Cercetașa noastră favorită, sau cel puțin a mea, Raluca, ea este cea care cercetează globul, că de-aia am zis cercetaș. Și ai cercetat până ai cercetat și ce ai cercetat. Am cercetat de la m-amețit, sincer. Așa. Sper să nu vă amețesc și pe voi cu ceea ce urmează să vă spun. Okay. Și aoleu. Îmi doresc foarte mult să înțelegeți din știrea mea pe care vreau să o împărtășesc cu voi exact ceea ce am înțeles și eu. Faptul că trebuie să fim foarte atenți în momentul în care declarăm că iubim într-adevăr pe cineva, că este sufletul nostru pereche, pentru că altfel putem păți... Cum am pățit eu acum, cum am lovit. Lasă fata să vorbească. Nu chiar, nu chiar. Eu o să vă povestesc despre un cuplu. S-au văzut, s-au plăcut. Ei bine, ei s-au căsătorit, bărbatul a declarat că pe doamna o găsea foarte atrăgătoare, foarte drăguță, foarte aranjată. Și a urmat această nuntă foarte, foarte rapidă. Ei bine, după nuntă, evident, luna de miere. În luna de miere ajung și amândoi la hotel, soția, proaspăta soție, se trezește, începe să facă ochi, ca să zic așa, și domnul. Uh-huh. Și când începe să dezmeticească, găsește pe cineva în camera din hotel total necunoscut. Vrea să sune la poliție, vrea să alerteze recepția hotelului. Ei bine, până la urmă s-a dovedit că necunoscutul, hoțul pe care îl credea domnul, era soția lui nefardată. Incredibil! Așadar, dacă vedeți că avem acolo diferențele... Deci sunt una și aceeași femeie. Doar că dimineața arată așa și în restul zilei... El nu văzuse nefardată până atunci, așadar. De asta e bine? Zic, trebuie să cunoaștem caracterul. Poate dacă i-ar fi cunoscut așa sufletul... Nu, tu mai bine zi, Raluca, ce trebuie să tragem noi, femeile? Ce concluzie trebuie să tragem din această... Eu știu. Trebuie să ne trezim înaintea lor și să ne machiem. Dar eu cred că ea n-a apucat. Da, eu cred că ea n-a apucat. Da.
Ea n-a apucat săraca, dar interesantă știrea. Interesantă știrea. La noi e simplu, noi suntem aceia și machiați și nemachiați, dar Marina, care vreau voi? Să știu, noi bărbați, am adică, înțeles. Normal, că noi bărbați, nu pare, dar mă rog. Așa. Și o să fiu chiar, uite, o să-mi pun ochelarii, pentru că eu când o să mă fac mare, vreau să mă fac Dan Helciuc și dacă el a intrat cu ochelarii să prezinte, pot și eu să prezint. Da, da, ochelarii am dat jos. Nu e așa? Bine, o să-i dau și eu jos atunci. Hai, o să spun că aici, în bucătăria mea specială, se află pagina de Facebook Rivalii cu Marina Almășan și Dan Helciuc și să știți că este o pagină foarte activă, chiar dacă noi astăzi avem o ediție superbă cu numărul 10, deci un număr magic. Tema deja a fost lansată, foarte multă lume ne-a trimis mesaje și chiar dacă noi ne apropiem cu pași repede de vacanță, vreau să vă spun că eu o să fiu online absolut tot timpul, aici pe pagina noastră de Facebook, până la toamnă vom posta tot timpul tot felul de activități pe care le vom face și veți vedea secrete din spatele emisiunii. Deci da, o să fiu online. Adică... Îl întreabă lumea pe Costin, și tu unde îți petreci vacanța? În online? Pe... Normal, pe pagina, în online, pe pagina. Bravo. De Facebook. Bravo, foarte frumos. Avem... A venit momentul ăsta pe care noi îl avem, momentul nostru special. Da, da, dar da, la tema asta, Doamne, nici nu știu ce o să spună. Da, tot timpul invit așa cu doctorul de inimi, doctorul de spite. Așa. Acum o să folosesc o expresie populară arhaică, umblătorul prin capete. Aoleu. Pentru că psihologii umblă prin capetele noastre, prin capul nostru, ca să decodifice ceea ce pentru noi astăzi este cod. Astăzi l-am rugat cod. Să umble în capul tău și a zis, pentru Dan trebuie să pun ochelari. Știu. Matei Stănculescu! Doctore, sunt mai bine? Sunt mai bine? Vin la tine regulat. E bine, da? Sunt mai bine. Mult mai bine. Funcționează terapia. Nu obții? Ba da. Felicitări cu ocazia achiziției tale. Să știi că arăți perfect cu ochelari. Mulțumesc. Vreau pe această cale să-i mulțumesc și doamnei doctor care m-a consultat. A observat că nu vezi bine. Da, și pe care am întrebat-o, eu fiind și coach, așa, am întrebat-o, dar pot să fac niște exerciții ca să evit ochelarii? Zice, nu, stați liniștit, nu e niciun fel de problemă, e doar de la vârstă. Bine ai ajuns în vârsta noastră. Bine v-am găsit. Matei, locul tău. De ce mor iubirile? Așa, un prim răspuns așa, la botul calului, cum se spune. Pentru că de foarte multe ori oamenii iau iubirea ca pe ceva dat și nu înțeleg că trebuie să lupte zilnic pentru ea. Foarte frumos pentru început. Matei Stănculescu, domnul psiholog de astăzi. Cu aragaz cu patru ochi, se zicea pe vremea noastră. Nu râde de el, o să urmăm și noi în curând, să știi. Poți să-mi zici simplu biciclist. E simplu. Bun, și acum să intrăm, cum ar veni, în culise și să începem să extragem de acolo. Oaspeții de astăzi sunt unul și unul. Nu neapărat sunt invitați pentru că le-au murit iubirile, ci pentru că au trăit experiențe în acest sens și în adolescență, pentru că știu cum să lupte ca să nu le moară iubirea, deci sunt și anti-exemple. Uh-huh. Adică nu mor iubirile, ci de ce trăiesc iubirile, or să ne spună unii dintre ei. Și eu invit pentru început familia Longevivă. Este un cuplu din muzica ușoară românească și din cultura română, un cuplu care nu are nevoie de prea multe cuvinte de prezentare. Acest cuplu face parte din patrimoniul nostru cultural. Exact, este o familie lărgită, deocamdată doar mama și tata sunt aici, fiul ne-a fost alături ediții la rând, fiind, ca să spun așa, coordonatorul bandului ce a fost prezent în fiecare din emisiunile noastre, un compozitor tânăr de mare anvergură. Pe soția sa o avem în echipă și o aplaudați în fiecare ediție pe Raluca noastră mândră și frumoasă și deșteaptă. De data aceasta intră în platou tatăl, mama sau mama soacră, dacă tot am vorbit de Raluca. Prezintă-te, rog, frumos! Doamnă și domnule, aplauzele dumneavoastră, Ionel Tudor și Andreea Andrei. Bună ziua! Bună ziua! Cel mai cu foc aplaudă, Raluca, normal. Sărbuna. Bine ai venit, Andreea! Ce bucurie să vă avem! Sărbuna. Bună ziua, Ionel! Ce bucurie să vă avem alături, pentru că voi nu prea ieșiți așa pe la televiziuni, foarte rar. Corect? La microfon. Corect. Așa. A câta oară la noi în platoul de filmare? O dată pe Skype, o dată pe Viu și încă o dată probabil. Eu am fost și live. De mult de tot. Pe vremea aceea lui de la ora 5. Deci, vă dați seama, în 3 decenii, deci Dan, ca să vezi ce înseamnă oamenii care într-adevăr au ce spune. Uh-huh. Stau întotdeauna deoparte. În un umbră și din când în când apar în lumină. De 3 ori în 30 de ani, cum de e posibil? De 3 ori ar trebui pe canapea, mai, un pic mai rar. Mulțumim foarte mult că ați venit. Și noi, mersi. Ei, următorul invitat, ca să ne grăbim un pic,
O valoare, o altă valoare din patrimoniul nostru cultural este are o listă, are un CV atât de lung încât mi-ar lua vreo, probabil vreun an de zile să prezint CV-ul doamnei. Doamnelor și domnilor, în aplauzele dumneavoastră, unica, inimitabila, mirobolanta, fascinanta, extraordinara, Mirabela Dauer! Da! Sticluța noastră mică în care se țin atâtea esențe tari. Doamne, Mirabela, ce frumoasă ești! Bine, așteptam să văd ce mai spui. Vorbeam de esențele tari. Normal. Păi, dacă eu mă simt aiurea când stau lângă Dan Helciu, hai să vedem cum arată. Eu n-am nicio problemă. Normal. Nicio problemă n-am. Acum înțeleg. Mă simt superioară. Acum înțeleg eu de unde vine. De unde vine sintagma aia 2 și un sfert. Acum înțeleg. Și jumătate. Mirabela, și acum frumos. În emisiunea la tine vorbești de 2 și un sfert. Uite, acum observ că ți-am asortat fotoliul cu buzele de pe rochia ta și absolut frumoasă. Mele. Și cu buzele tale. Două perechi de buze. Următorul cred că este unul dintre cei mai potriviți invitați pentru tema noastră de astăzi, pentru că povestea lui este proaspătă. Nu știu dacă noi vom reuși să obținem de la el confesiuni pe care n-a apucat să le facă altor televiziuni, pentru că l-au năpădit precum lăcustele. Ți-am zis la ultima ediție, trebuie prin învăluire. Prin învăluire. Noi îl învăluim cu multă dragoste, pentru că este prietenul nostru de decenii și a cântat la noi când abia debuta ca artist. Am trecut alături de el prin toate suișurile și coborâșurile sale, fiindu-i alături, pentru că merită. Este medic la origine. Este artist prin ceea ce face și este un om admirabil. Dinu Maxer. Bine ai venit, Dinule. Mai las tăcerea, fiindcă așa prezentare. Ca la Rai 1, ca la Rai 1, da, ca la Oști. Asta e ambalajul de început, stai să vezi, te luăm la întrebări după aceea. Da, știu, știu, sunt pregătit, am făcut niște flotări. Așa, foarte bine, te rog. Mă duc cu minte pe scaune. Da, okay. Da, da, extrema cealaltă, așa. Următorul invitat, mă, dar eu am o problemă. Păi de-aia te-am și rugat să-l inviți pe următorul invitat, pentru că ai o problemă. Cu ochiul, știi? De fapt, cum zicea Ramona Bădescu. Îți recomand un doctor. Nu, dar nu văd aici ce scrie. Da, păi nici eu. Păi da. Da, este doctor, provine dintr-o familie de doctori, este un personaj, este o doamnă extraordinară. Măi, este cel mai longeviv director de spital din România. Normal. Deci este într-o carte a recordurilor românești până la urmă. Și poate o să mă ajute un pic, să-mi regleze un pic privirea, pentru că nu mai văd bine. Cu siguranță. În aplauzele dumneavoastră, unica, senzațională și frumoasa și talentată. Și iubita de telespectatorii români, Monica Pop. Spumoasa, ai uitat să spui, șampania noastră. Bună ziua, doamna doctor, bine ați venit. Aveți un loc, da, vă invităm lângă Dinu Maxer. La microfon să ne spuneți. Sunt puțin răgușită și o să se bucure foarte multe lume, dar tot vorbesc. Dar să știți că noi înțelegem perfect ce spuneți. Deci răgușala nu ne încurcă. Să știi că nu întâmplător ne-ai pus unul în altul. Doamna profesor, doctor, mi-a fost profesor în facultate. Și a, da? Culmea este că m-a reținut asta. Și eu să-mi pară rău toată viața. Păi ia puneți-i 3 întrebări din materia dumneavoastră, să vedem dacă... Nu, să știi că am luat 10 atunci. Am greșit. Câți ochi are un om? Câți ochi are un om? Depinde pentru cine. Uite, Matei are 4. Da. Mulțumesc, Magina, apreciez. Ei, și acum... Cireașa de pe tort? Cireașa, da. Cireașa. Eu îl prețuiesc foarte mult. Echipa noastră îl adoră. Quintesența, de fapt. Da. Și o să-i stea foarte bine acolo între două doamne de nota 10, pentru că este un bărbat de nota 10, un actor de excepție și o prezență extraordinar de plăcută și de profundă la toate emisiunile în care se discută lucruri profunde. Îl invităm aici pe actorul Florin Zamfirescu. Nu trebuia să spun că vă iubesc? Unde aveți microfonul? Microfonul. Au! Microfonul. Unde este microfonul, domnule? Așa, deci actorul Florin Zamfirescu încheie șirul. Nu mai luat, fiindcă în ordine alfabetică și sunt ultimul, ca și la catalog. Nu ne-am gândit la asta, dar păi, așa s-a potrivit. Da?
Bun. Deci am strâns gașca pentru terapie, exact. Da, pentru că emisiunea noastră este terapeutică, da. Și să începem, nu, domnule să începem, psiholog? Ca de obicei, începem cu extrema longevivă, cu familia longevivă. Îmi pare rău că doamna Monica Popa a declarat că soțul domniei sale nu prea este amator de apărut la televizor, pentru că am fi avut două familii longevive astăzi. Da, putea să veniți cu o poză de ani, bravo. Știți? Câți ani aveți împreună? 43. Da. Deci oricum v-au luat puțin. Dacă mă gândesc bine, 44 chiar. Dacă mai puneți și anul de dinainte. Da. Da. Deci mie mi se pare o performanță în vremurile noastre în care puține sunt lucrurile care durează. Corect, corect. Da, deci suntem de modă veche, înseamnă. Dar ce stați așa departe unul de celălalt? Așa ne-a așezat regia. Cred că trebuie să stau aici. Dar de ce spui că ăsta e secretul? Că e interesantă replica. Am învățat, mă rog, n-am învățat, a învățat e mult spus. La chimie am auzit la o lecție despre ceva ce se numește o scindare homolitico-simetrică Zusammenhängen. Da, Zusammenhängen de fapt înseamnă împreună și separat. Cam asta ar fi, dacă vrei, un fel de... Eu pe separat am mers mai mult. Exact, un fel de rețetă pentru o relație longevivă, să fie și împreună, dar iată și separat. Pentru că și liniștea din muzică de multe ori contează foarte pentru mult. Pentru că așa, muzica... Domnul? Muzica se află în pauza dintre note. Iată, deci exact. Deci există o mică pauză. Pauza în muzică contează foarte mult, numai în că relație. Între noi n-a existat niciodată niciun fel de pauză. Asta, nu, ca din să punct știți, de vedere psihologic. Din punct de vedere psihologic am fost tot timpul împreună. Asta așa este și nu v-am admirat întotdeauna. Nu simt dacă am fost sănătos. E drept că se mai întâmpla să plece în turnee, să lipsească, știu eu, o săptămână, uneori și o lună, uneori și o lună jumătate. Mai la începutul căsătoriei noastre, dar sunt zeci de ani de când suntem împreună non-stop. Și zeci de telefoane pe care îi le dădeați când erați separați și întrebați unde ești, ce faci, cine ești, ce ai vremea mâncat? Aceea nu prea aveai cum să dai zeci de telefoane, că nu existau mobile. Trebuia să te duci cu fiță de 25 de bani. Astăzi este o emisiune cu o temă destul de tristă, adică pornim de la premiza că iubirile mor și ne punem întrebarea de ce se întâmplă acest lucru. Pe dumneavoastră o să vă întreb de ce nu mor unele iubiri. Eu aș putea spune un lucru. De acolo, de sus, cred că cineva a gândit foarte frumos pentru noi doi. Și lucrul acesta se vede, pentru că împreună am realizat foarte multe lucruri. Am realizat și un copil de care suntem foarte mândri. O, da. Am o nepoțică pe care o iubesc imens, se numește Maia Tudor, foarte răsfățată, dar foarte talentată, și o avem și pe, eu așa îmi place să-i spun, domnișoara Raluca. Domnișoara Raluca. Pe aceea o avem și noi. O împărțim pe aceea, că și noi o avem și suntem bucuroși. Eu cred foarte tare tot ce am spus eu până acum, adică de acolo de sus se direcționează lucrurile, pentru că eu mă consider, încă o dată spun, un om foarte, foarte norocos. Andreea, a fost dragoste la prima vedere? A fost mai întâi o admirație profesională? Cum s-a nu, întâmplat? A fost dragoste la prima vedere, nici da. Nu știam cu ce se ocupă. De altfel, mă da? Păcăliseră niște prietene că e student la agronomie, deci clar că da. Așa și cum? Cum a fost? Că momentul acela în care... Pe vremuri existau anumite petreceri de tineret care se numeau ceaiuri. Da. De la ora 5. Nu era la ora 5, era mai târziu. Și am fost invitată la un astfel de ceai. Și acolo l-am cunoscut pe Ionel, care... Din primul moment s-a așezat în genunchi în fața mea, mi-a luat mâna în mâna lui. M-au impresionat mâinile lui, fantastic, pentru că are niște mâini foarte mari, foarte, da. Și se uita în ochii mei și nu spunea nimic. În genunchi? Da. La ceai? A transmis mental. Da. La ceai? La ceai, da. Deci eram puțin... Aoleu! Dar replica noastră n-a fost ce ai? Nu? Și la a doua întâlnire mi-a spus că tu o să fii nevasta mea. Și asta a fost tot. Și am rămas împreună de atunci și până acum, extrem de uniți, și întotdeauna am socotit că noi doi și cu Andrei, era mic, era la noi acasă normal, am format o echipă și am acționat exact ca o echipă în toate.
Ce frumos ați spus și eu aș spune că aveți mai mulți copii decât Andrei. Aveți acum cântecele avem... alea pe care le-ați scris împreună. Deci, fără să bănuiesc măcar că voi ajunge să vă cunosc vreodată personal și sunt sigură că mulți se gândesc la fel, auzeam mereu pe la festivaluri, la televizoare, la cele alb negru pe care cu toți melodie compusă de Ionel Tudor pe versuri de Andrei Andrei. Habar n-aveam că sunteți soț și soție, dar era așa un cuplu de genul, nu știu, Stan și Bran, Lolec și Bolec, adică da, deja era un cuplu care nu putea să existe decât în formula asta. Câte cântece împreună? Împreună. Nu știu, n-am ținut socoteala. Așa, zeci? Sute de cântece. Probabil că 700-800, nu știu. Extraordinar. Wow. Costin, noi avem ceva pentru această familie invitată. Da, stai că eu mă pregătesc și o repet așa în gând, pentru că trebuie să spun... Deci tu ai găsit și florile și bomboanele. Așa, da? Nu e chiar 5 și jumătate, nu suntem nici la universitate. Dar stăm pe fotoliul din odaie. Exact, pentru că stați pe fotoliul din odaie, eu trebuie să fiu un actor grăbit, deci mă mișc către dumneavoastră. Avem un tort oferit de Confetăria Claus. Un buchet de flori tot pentru doamne, că așa apar la doamne. Și pentru că pot să spun cât de frumoasă ești, ca să continui pelerinajul artistic, vă dorim să aveți o viață cât o eternitate. Și pentru că Andreea Tincu este o extrem de talentată, ne-a trimis ceva pentru dumneavoastră din partea ei, mai ales că semnează creații și pentru prima doamnă, deci este super, iubită mulțumesc și apreciată mult de toată lumea. Mulțumim mult! Mulțumim mult. Vă mulțumim mult. O eșarfă uitată pe nopieră. Păi cum, avem trei doamne aici absolut speciale. Vreau să te întreb totuși. Te rog. Tu în ce oraș te-ai născut? Sibiu. Precis? Da, Africa de Sibiu. De ce? Că așa a zis. Cu asta are dreptate Marina, eu n-am auzit de așa ceva. Păi dar nici eu n-am auzit, tocmai de asta până azi. Dar fii atent cum ți-a sortat-o, măi? Helciuc, tu te pricepi. Păi da, îi place, îi place culoarea. Wow, dar ce frumos a sortat. Ești febleța mea, de o viață. Te rog, du-te și la doamna doctor, că o să ai nevoie de doamna doctor. Și avea un ochi rotund, frumos și clar, ca o oglindă. Sper să vă placă, doamna doctor. Mulțumim Andrei Tincu pentru surprize. Și vreau să mulțumesc și omului de afaceri, inventatorului Iulian Horneț, care ne ajută în fiecare ediție. Și pentru a rămâne totuși în universul familiei Ionel Tudor Andrei Andrei, o să te rugăm pe tine, Mirabela, să dai glas aici unuia dintre cele mai frumoase cântece, că tot l-am pomenit aici acum câteva adică minute. Adică un fel de imn. Un fel de imn, un fel este de imn, imn, da? Un fel de imn. Toată lumea îl știe ca fiind fotoliul din odaie, dar el de fapt se numește Te aștept să vii. Și noi v-am așteptat, Mirabela. Fotoliu din odaie și o carte ce ai lăsat-o pe noptieră.
țigară uitat într-un colț pe etajeră. Și floarea din fereastră, biletul ce-a rămas de tuș pe masă. Toate te așteaptă să te întorci acasă. De ce mor unele iubiri? De ce mor? Pentru că nu reușesc să le întrețină. Înainte oamenii se iubeau mai mult? Înainte da, se iubeau mai mult. Acum mai mult cu telefoanele, cu Facebook-ul, cu toate astea, nu mai au timp de iubire. Prea mari tentațiile, părerea mea. Sunt tentații la tot pasul, nu? Probabil mai este un aspect aici la ce mă pot să gândi. Este și din cauza banilor, de foarte multe ori, se certă lumea. Deci, credeți că înainte oamenii se iubeau mai mult? Dura mai mult o iubire? Absolut. Absolut. De ce cred că mor unei iubiri? Stai puțin. Pentru că cred că nu există comunicare suficient de bună. Și nu există valori care să îi conecteze pe oameni. Deci mai multe ori aleg pe baza unor pasiuni, nu pe baza unor valori morale. Și cred că asta ne împiedică foarte mult să fim toată viața cu cineva. Știi că există o carte care spune că dragostea durează 3 ani. Și că în primul an cumperi mobila, în al doilea an muți mobila și în al treilea an împarți mobila. Ce zici de treaba asta? Am auzit de foarte multe de la prieteni că primii 3 ani sunt luna de miere, ca să zic așa, dar nu cred că... Cred că contează cât de mult vă doriți amândoi să rezolvați problemele și dacă e să fie, să luptați pentru, nu știu, finalul relației, nu știu cum să... Adică pentru mine, eu îmi doresc să am un partener pe care să mor lângă el și să cred în iubire necondiționată. Deci chestia asta de 3 ani de zile, te iubesc dacă faci XYZ, nu cred foarte tare în ea. De ce credeți că mor unele iubiri, se sting? Dar nu mor toate, unele nu se sting. De ce mor unele? Pentru că oamenii se schimbă pe parcursul vieții. Se maturizează, se transformă și nu mai au foarte multe lucruri în comun. Și cred că e și un proces chimic, nu? Dispare atracția, care dispare biologic, fiziologic, se scade. Cerințele sunt mult prea mari în ziua de azi. Crezi că din cauza ceea ce vedem în spațiu virtual sau pe, nu știu, în filme? Speranță face parte. Idealurile sunt prea... mult prea ridicate. Interesant.
Zicea cineva la un moment dat că oamenii se schimbă. Normal că se schimbă în timp, că nu rămân la fel. Păi și tu, săptămâna trecută erai cu altă cămașă. Dar vreau să zic altceva. Trăim totuși un paradox. Nu știu dacă te-ai gândit vreodată la paradoxul ăsta. Femeile ne cer tot timpul, sau, mă rog, în majoritatea cazurilor, ne cer să ne schimbăm. Să schimb ceva la tine, știi? Tot timpul bărbatul trebuie să schimbe ceva. Ceva e în regulă. Și la sfârșit... Nu vă mai iubim, pentru că nu mai sunteți cei de la început de care ne-am îndrăgostit. Exact. Nu e un paradox? Cum rezolvăm problema? Păi uite, întrebăm pe invitații noștri și... uite, domnule Florin Zanfirescu, vorbea Raluca ceva de primul an când cumperi mobila, al doilea an o... Muți și al treilea an împarți mobila. Al patrulea an îi dai foc și gata. Ați împărțit multe mobile la viața dumneavoastră? Dacă îmi dați voi câteva minute, nu sunt eu interminabil, am să cred să încep să încerc să pun lucrurile la punct. Iubirea nu există la prima vedere. Aia e dragoste la prima vedere. Este foamea speciei. Aici e încurcătura și toată lumea, neînțelegând asta, se încurcă și dă cu stângul în dreptul. Foamea speciei însemnează dragostea. O vezi, vorbesc ca bărbat, o vezi. Ceva te uimește la ea, ceea ce nu uimește pe alții. Te îndrăgostești. O vreau. Și spui în două minute, iubita mea, dar nu e iubita ta, domnilor. Este dragostea ta. Cu ea poți să faci repede un copil. După 3 ani, 4, atracția se poate stinge pentru că cărnurile se așează altfel. Evoluția timpului schimbă omul. Și la bărbați, și la femei. Și dragostea se sfârșește. Nu ești cel pe care mi l-am imaginat sau cea. Pe când iubirea nu moare, n-are cum să moară vreodată. Vezi, ține cu iubirea între mamă și copil sau copilă, cum? Adică ați auzit vreodată că mi-a murit iubirea pentru mama? Decât în cazuri cu totul excepționale, în care sunt trădări, sunt crime, sunt... Eu știu, când a părăsit copilul de la naștere și l-a aruncat într-un veceu. Astea sunt alte. Nu vorbim de normalitate. Iubirea este care se construiește în timp. Doamna doctor, dumneavoastră aveți o căsnicie foarte bună, deci nu pot să vă pun întrebarea când a murit iubirea dumneavoastră, pentru că nu cred că sunteți genul de om care să trăiască în compromis, adică să stați cu un bărbat pe care nu-l iubiți. Dar vă întreb totuși, înainte de a-l cunoaște pe domnul Pop, ați avut vreo, nici nu știu cum, mi-e și frică să-i mai spun acum, vreo iubire sau vreo îndrăgosteală sau așa. Ați avut vreo iubire care a murit? Am avut o, nici nu știu cum să spun, o idilă și înainte de a-l cunoaște pe actualul soț. Tot un inginer chimist incredibil, nu mi-a plăcut chimia niciodată, n-am putut să o sufăr. Dar așa a fost să fie și din păcate băiatul acela a făcut o problemă cerebrală și s-a dus. Deci iubirea noastră a murit la propriu, nu la figurat. N-am să-l uit niciodată. Era un băiat deosebit și să știți că în general, sau așa mi se pare mie, cunosc așa de mulți chimiștii, sunt altfel de oameni, așa cum și actorii sunt altfel de oameni și ei. Așa a fost să fie și sigur că pe parcurs apar tot felul de tentații. Cine nu spune lucrul ăsta nu are dreptate. Începe cu... Eu i-am spus soțul meu când am căsătorit, uite care e problema. Faci ce vrei. Dar dacă îmi spui că vii acasă la 3, tu să vii la 3 fără 5. Primul lucru. Și al doilea lucru, orice faci, să nu aflu. Că dacă aflu... Jar mănânci. Absolut. Și totul a mers și a fost foarte bine. Și vă spun, 42 de ani. Adică se poate. Fără doar și poate, se poate. Dar eu cred într-un destin. Destin. Și în al doilea rând, așa cum au spus și domnii, într-o comunicare mai deosebită. Pentru că dacă nu există asta... Nu există nimic. E, acum vom avea un studiu de caz. Un studiu de caz concret, din păcate. Și întrebarea este foarte clară pentru Dinu. De ce? Mi-a plăcut foarte mult doamna din interviul de pe stradă, care a spus omul se schimbă. La un moment dat, în discuțiile noastre și în încercările noastre de a aduce vasul pe linia de plutire, să zic așa. Da, salva căsnicia. De-aia mi-a explicat că eu am fost alături de 3 femei în această perioadă de 18 ani de când ne cunoaștem.
Și mi-a spus așa, ai fost cu o adolescentă, fiindcă eu am cunoscut-o la 15 ani, iar la 18 ani am... Stai că n-a înțeles nimeni nimic. Deci tu i-ai spus soției tale că ai fost cu trei femei, dar nu, de fapt era vorba de... Da, da, era de vorba femeie. De ea, de aceeași femeie. Exact. Nu se mai înțelege. Cane Eminescu, fiind copil... Păduri, trei eram. Adică de acolo cred că îți place bine, am înțeles. Bravo, nu știam unde te duci. Ok, și adolescenta, mama tânără, ne-am căsătorit, după 2 ani jumate am făcut pe Andreas și apoi a venit perioada în care după 30 de ani Dea s-a maturizat, s-a transformat într-un businesswoman, în altceva. Și nu și-a mai dorit cumva viața pe care noi o trăiam, viața artistică. Apropo, împărțeam fiecare secundă, la noi n-a existat, cred că o săptămână adunată, în 18 ani, dacă am dormit separat, e mult. Și tot ea a spus, zice, s-ar putea ca noi să nu fi trăit 18 ani împreună, să fi trăit 36, fiindcă fiind tot timpul împreună, noi de fapt am trăit dublu decât alte cupluri, iar lucrul acesta a dus la un, hai să zicem, s-a consumat și dragostea și iubirea și probabil tot ceea ce ne leagă, ce leagă de obicei un cuplu. Explică, iată, ce s-a întâmplat de fapt acolo. Iată exact ce spuneam și la început. E o vorbă, cei mulți strică. E nevoie și de liniștea aia dintre note. E nevoie și de activități separate, activități care să nu ne implice neapărat pe noi doi tot timpul. E nevoie să luăm pauză unul de la altul constant, pentru că altfel se întâmplă, se poate întâmpla într-o relație. Nu e obligatoriu ce spun eu. Eu vorbesc acum și statistic din perspectiva cuplurilor care sunt împreună sau care nu mai sunt împreună și cu care am avut ocazia să lucrez. Ce se întâmplă în momentul în care unul dintre cei doi este gelos? Și am văzut într-o altă ediție a emisiunii că gelozia este toxică într-o relație. Se întâmplă de foarte multe ori ceva similar, și anume persoana de lângă tine devine ca un fel de ataș al motocicletei, da? Ca un fel de remorc, e constant acolo lângă tine și te sufocă, nu te lasă să respiri. Chiar dacă este foarte frumos cuplul, chiar dacă sunt niște oameni care lucrează și construiesc lucruri frumoase împreună, a sta non-stop unul lângă altul poate să fie toxic pentru cei doi, pentru că e nevoie și de puțin aer întotdeauna. Mulțumim, Matei. Mirabela, de ce mor iubirile? Păi la mine a contat foarte tare sinceritatea și dacă nu este, asta contează pentru mine. Sinceritatea, și dacă nu există, n-ai ce să cauți lângă mine. Deci, nu avem ce căuta. Practic, din cauza minciunilor, da, moare o... Sinceritatea. Iubire. Toate, un cumul. La mine, dacă nu există sinceritatea, n-ai ce să cauți. Toate relele de acolo vin. Iar eu nu sunt de acord cu domnul, pentru că dacă suntem mulți ani împreună, înseamnă că a fost o iubire acolo supremă. Cum e cazul lor. Eu spun că iubirea va fi, nu va muri niciodată, iubirea nu moare. Niciodată, dacă ai iubit. Eu sunt de acord cu tine, am declarat dacă de la iubit. Început. Dacă corect, n-ai iubit, dacă există și a fost numai dragoste, da, a rămas numai dragostea. Și asta se poate repeta oricând, oriunde și cu oricine. Iubirea, eu zic că este unică. Nu poți să iubești decât o singură dată în viața ta. Atât. Nu. Da. Nu. O, Doamne. Stai puțin, e ca și când ai spune că nu iubești decât pe mamă. Adică altă iubire n-am. Față de copil, față de soră, față de tată, față nu de bunică. Nu, noi vorbim de bărbați femeie. Deci Mirabela se referă la iubirea pentru un bărbat. Stai puțin, iubirea este iubire. De-aia spuneam, iubirea se... Iartă-mă, vreau să zic și eu ceva. Iubirea se construiește. Iubirea apare treptat. Și iubirea... În iubire nu refuzi nicio plăcere celui iubit, ceea ce nu se întâmplă într-o căsnicie, decât la bătrânețe, când ei ajung să se iubească la de adevăratele. Revenim la dialogurile despre moartea iubirilor, a nu a iubirilor, că am greșit, a dragostei, da?
domnule Zamfir. Cu vârsta moare dragostea. Da, deci moare, doamne. Deci nu, o să revenim, dar ați citit cartea asta? Omul nu se schimbă, domnule. Ați citit această carte? M-a ferit, domnule. Trio Grigoriu, epoca de aur a macaralelor. Fredonas Macarale. Macarale, red în soare argintii. Macarale, în zori de zi. Ți-am adus un ghiocel. Îl iau iute și îl citesc. Da, 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 deci Trio Grigoriu este... Spot la muncă, da, și te iubesc. Este o titulatură care pentru generații în șir a însemnat foarte, foarte mult. Priviți-i pe acești trei extraordinari artiști români, oameni de muzică. Este o filmare al negru a televiziunii române de acum foarte, foarte mulți ani. Din această familie eminamente muzicală se trage Andreea Andrei. Și cartea aceasta tot de la Andreea Andrei ni se trage, Trio Grigoriu, epoca de aur a macaralelor, povestea neromanțată. De ce neromanțată, Andreea Andrei? Pentru că sunt anumite capitole acolo în carte pe care a trebuit să le documentez și atunci am... urmat un stil mai documentaristic, să zic așa, cu citate, cu surse de informații. Deci o carte document. Cu dosare de securitate, astea nu pot fi inventate, nici romanțate. Da, unul dintre cei trei, dacă memoria mă ajută... Este nu tatălii. N-a fost căsătorit, unul dintre cei trei, n-a fost căsătorit cu fiica unui ministru de atunci? Nu, a fost căsătorit cu fiica șefului statului de atunci, aha, cu fiica lui Gheorghiu Dejean. Aici vroiam să ajung, apropo de ce mor iubirile, hai să vedem de ce au murit alte iubiri ale altora, mai de mult, în vremuri în care mureau multe lucruri în jurul nostru, în mod absolut greșit, nefast. Deci, spune-ne acea poveste care este inclusă în această carte. Este inclusă, e un capitol important acolo. Ei s-au iubit. Deci a fost o iubire adevărată, o iubire care a rezistat tuturor opreliștilor care li s-au pus în cale. O iubire împotriva tuturor și s-au căsătorit până la urmă împotriva tuturor. Deci fiica lui Gheorghe Gheorghiu. Lica Gheorghiu. Lica Gheorghiu. Nu, da? Tanții. Tanții Gheorghiu. Tanții împreună Gheorghiu. Cu? Cezar Grigoriu. Cezar Grigoriu. Unchiul meu. Așa. Și au avut de întâmpinat atâtea greutăți și asemenea orori au trebuit să suporte din partea regimului de atunci, a mai marilor zilei, încât după o perioadă de timp au ajuns ca, părerea mea și a familiei, că iubindu-se să se despartă. Deci n-au rezistat presiunilor. Nu, extrem de corodată a fost de... totul este explicat în carte. Ce să vă spun? Urmăriri, beciuri ale securității, bătăi, umiliri, dezbrăcat în pielea goală, dormit pe ciment, ascuns prin poduri, amenințări cu moartea, a stat cu pistolul la tâmplă, case conspirative în care erau duși. De ce nu corespundea cerințelor unchiul tău? Pentru că Gheorghiu Dej l-a socotit pe unchiul meu un fel de saltimbanc, așa îl numea, și de, vezi, doamne, mic burghez, de unde, că erau săraci, destul de săraci. Într-adevăr, aveau niște strămoși în familie, care au fost de viță mai nobilă, cât de cât. Dar ei sărăciseră și erau niște copii amărâți. Trio Grigoriu în copilărie și în adolescență. Săraci, extrem de săraci. Au venit la București, s-au lansat ca trio și la o astfel de petrecere de tineret de atunci au fost invitați și acolo au cunoscut-o cei trei frați, tatăl meu și cu Cezar, cu fratele lui, au cunoscut-o pe Tanții. Recomandăm din toată inima această carte. Eu o să o comand pe internet pentru că iubesc acest grup Trio Grigoriu. Printre altele, ascultând textele lor, să știi că ei băgau tot felul de șopârlițe în texte. De exemplu, ați văzut-o pe Broscuța Oac. De fapt, în textul, părerea mea și nu numai a mea, satirizau tinerele aspirante la titlul de artiste, de cântărețe. Da, care exact erau așa era. Era un text umoristic, da. Satiric. Deci, recomandăm această carte. Eu de-abia aștept să o comand și să o citesc. Bine.
Bine, hai Perluță să vorbim și noi de ale noastre. Sponsori, știu. Să povestim despre Bună Oară, despre farmacia inimii Catena, care este alături de noi și în acest sezon ca sponsor principal. Catena reprezentând unul dintre cele mai cunoscute și apreciate branduri românești prin serviciile și produsele oferite cu grijă și profesionalism. Alira este vinul din inima Dobrogei pe care îl vom savura în fiecare ediție a emisiunii noastre. Adevărul e în vin, nu-i așa? Așa este și în ceea ce spun invitații noștri. Affinity, centre de îngrijire a persoanelor vârstnice cu asistență socială și medicală specializată în 4 foste hoteluri de 4 stele foarte centrale aici, la București. Hai să trag aer în piept. Așa, te rog să nu greșești aici. Mulțumim companiei Romvac, cu o experiență de 49 de ani în domeniul medicinei. Este producătorul suplimentelor alimentare de uz uman, imunoinstant realizate din oul hiperimun și care conțin imunoglobuline Y specifice împotriva infecțiilor cu bacterii rezistente la antibiotice. Bravo! Ți-a ieșit! Primăvara aceasta, ritualul nostru de frumusețe este asigurat de Gerocosen, brand românesc cu 30 de ani de experiență în cosmetice, având formule inovatoare ce au la bază ingrediente naturale precum mierea de manuka bio, uleiul de argan bio, colagenul marin, cafeina, extractul de melc și complexe de vitamine. Și noi plecăm și în locul nostru fix. Aici vine Dinu Maxer, care o să ne facă o surpriză. Atenție! S-a furat mireasa! La 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 la, s-a furat mireasa! Sunt pe fază, nu ratez momentul. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 și la 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 la, s-a furat mireasa. La 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 la, unde-o fi frumoasa. Mirelui au adus pantoful să pătească să-și aline oful. La 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 la, a fugit mireasa. La 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 la, ca cenușereasa. Mirelui au adus pantoful să pătească.
Bogdan Hălciuc. Apropo de motive de despărțire în cuplu, vin doi soți la judecător să divorțeze. Am început, da. Okay. Și judecătorul, în mod firesc, o întreabă care este motivul divorțului. Și ea spune, nu i-am cumpărat soțului meu o brățară cu puțin timp în urmă și după aceea am văzut-o la mâna lui dreaptă. Păi nu vă spăreați, asta nu este un motiv de divorț. Păi da, dar mâna dreaptă a soțului meu este secretara lui. Da. Stai că mi-am o să aminte că legăm bancă. Acum e momentul. Soția nu știe cum să-i spună soțului după 20 de ani că vrea să desparte de el. Și nu știe, și formulează tot felul de texte în camă, vine soțul acasă foarte fericit, ea fiind foarte nefericită, urmând să-i dea vestea că se va despărți de el. Și ea îi zice, știi, dragule, am să-ți dau, dar plâns așa toată, am să-ți dau o veste proastă, la care el foarte vesel, aruncând cu sacoșa, cu ce avea, și eu am să-ți dau o veste foarte bună. Ea e șocată. Ce veste? Am câștigat la loto 1 milion de euro. Tu ce veste proastă ai? S-au ars cozonacii. Deci vezi cum se schimbă lucrurile. Se schimbă optica, da, 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 da. Avem și în public intervenții și aș vrea să-l premiem pe cel mai activ spectator, da, da, și astăzi. Premiem, Marina, ia uite, avem la ediția aceasta cu numărul 10 coșulețul magic pregătit aici. Deja să știi că de la ediția trecută s-a creat vâlva așa, care să vorbească mai mult, să ia premiu. Deci așteptăm păreri. Microfonul e la mine, Raluca. De unde premiu? De la Girocosen. Să fie așa și esențial. Știe. Cine povestește pentru primul? Da? E, Horia. Avem despărțire, avem iubiri care au murit la 19 ani. Și un cimitir întreg de... Nepoate, ai un cimitir de... Da, o să vă răspund într-o metaforă, să zic așa, și anume că... Știți cum se vrea a fi o mașină la mâna a doua care e la vânzare? Parfumată, care lucioasă, așa, merge, pare să meargă bine. Care a fost ținută în garaj de o mătușă, de o bunică, da, de un bunic, de așa, 30 de ani. Hai că ușor... nu înțeleg unde bate. Imediat. Așa, și ușor, ușor începe să facă zgomote prea mari. Să bată la motor, să-i cadă oglinzile. Ei, așa se întâmplă și într-o relație. La început vrem să arătăm că suntem... perfect, nu știu cum, ne punem această mantie pe noi și după aia și ne arătăm adevărata față, care de cele mai multe ori e nasoală. Și da, cam asta. Pe tu faci teorie aici, povestește-mi la tine, ți-a murit vreo iubire? Nu, asta din experiență. Păi asta, da, Marina. S-a întâmplat și asta, să fac, da? Și s-a întâmplat eu, da. Și motivul? Motivul? Asta e întrebarea, de ce mor iubire? Păi că mi-a ieșit și mie, poate că și e fața la iveală și... Marina, stai să spun eu ce i s-a întâmplat lui. Îți spun eu ce i s-a întâmplat lui Horia, pentru că i s-a întâmplat chiar acum în emisie. Așa. De emisiuni întregi, de ediții întregi, stă lângă Miruna și a fost nevoie să vină la 10-a ediție Dinu Maxer, să o ia și la dans, să-i arunce și buchetul de flori. Oh! Hap! Vezi, deci, că i-ai dat o temă. Consemnăm o tragedie întâmplată la 10-a ediție. Oh! Domnul Mustățea. Eu mi s-a întâmplat această rupere, sau cum să o denumesc, a iubirii, datorită faptului că nu ne-am cunoscut prea mult. Ai fost citată, Miruna, aici, nu mai știu cine a pomenit de tine. Tu, oare? Nu, sau, eu, da. Nepoata. Da? Așa, m-am îmbrăcat și în alb. Așa, da. Eu nu am cine știe ce experiență cu dragostea. Câți ani ai? 18. Mulți înainte. După o experiență proastă, pot să spun că acum trăiesc în sfârșit ceva frumos, însă nu aș vrea să dau experiența mea drept exemplu, ci aș vrea să spun poate ceva clișeic. Eu mereu am crezut că două suflete nu se întâlnesc accidental. O persoană intră în viața noastră cu un motiv, ori ca să rămână, ori ca să ne învețe o lecție. Și de asta... Profunzime la 18. Ca să nu rămânem totuși clișeic, ai spus că ai avut o experiență. Poți să ne spui de ce anume a murit acea, nu știu, iubire, dragoste, că ne e și frică de domnul Zamfirescu? Light motiv. Uneori, unii dintre noi iubesc mai mult decât ceilalți. Și asta s-a întâmplat în cazul meu. Adică un partener îl iubește mai mult pe celălalt. Da, știi că au francezii o vorbă: dans l'amour, il y a toujours l'un qui aime et l'autre qui se laisse aimer. În dragoste există întotdeauna unul care iubește, celălalt care se lasă iubit. Care acceptă. Dar eu aș vrea să vă deranjez cu o mărturisire extraordinar de sinceră. În sfârșit o mărturisire. Vă rugăm. Da. După cele pe care le-am spus, care se datorează faptului că eu mi-am căutat toată viața echilibru și motivații, pot să vă mărturisesc ceva complet diferit și împotriva celor afirmate de mine. Hopa!
Când am intrat în prima zi de școală, în clasa 1, eram 40 de guguștiuși mici așa cu copii. Și eu am văzut niște ochi ai unei fetițe pe care am iubit-o statornic. Eu am făcut 11 clase, sunt ultima generație, până în clasa 11, pe care am iubit-o statornic, deja mărturisindu-i și fiind împreună cu ea, până am terminat facultatea. Este cea mai mare iubire a mea. Sigur, după aia a devenit și dragoste. Ea s-a împlinit ca o femeie frumoasă, adică a fost tot în regulă. Dar iubirea aceea, eu n-am uitat-o nici azi, când fata respectivă nu mai e pe lume. Și după ce noi ne despărțiserăm și ne despărțiserăm cu toată iubirea pentru care eu pledam adineauri, pentru că relația între noi treptat a devenit imposibilă. Caracterul meu și al ei, ea numai critici avea față de mine și eu la rândul meu la fel. Până la urmă am hotărât, du-te domnule, lasă-mă în pace. Am rămas cu iubirea aceea și azi. Deci iubirile nu mor. Iubirile adevărate exact. Nu mor. Dacă îmi permiteți, odată am văzut o emisiune foarte interesantă în care foarte multe cupluri, era mult mai tânără, nu înțelegeam atunci, foarte multe cupluri sărbătoreau 50 de ani nunta de aur. Și la un moment dat cineva, un domn, a spus, la început e o iubire cu năbădăi, pasiune, apoi urmează o caldă și plăcută înțelegere și prietenie, iar după 50 de ani, ce se numește adorație. Vedeți? Frumos. Vedeți? Și Dan Hâlciuc. Haideți să vă direcționăm noi pe un canal foarte precis. Avem din nou o poveste a unuia dintre telespectatorii noștri care a găsit de cuvință să ne scrie și să ne ceară nouă un sfat în rezolvarea problemei sale de viață. Fiți foarte atenți la poveste, pentru că este destul de alambicată, poate surprinzătoare pe undeva. Oricum, există o întrebare în final, căreia noi trebuie să-i răspundem, pentru că este practic mâna noastră de ajutor, pe care o dăm telespectatorului nostru, Marian Popescu. Haideți să ascultăm povestea lui, fiți foarte atenți. Stimată redacție, sunt realmente jenat de situația în care mă aflu, însă consider că punerea în discuție a cazului meu ar fi în măsură să mă ajute să rezolv. Am 45 de ani și sunt inginer la o companie de tutun. Sunt căsătorit de 7 ani cu Erica. Soția mea are 34 de ani și este traducător de limba engleză. Copiii nu avem. De fapt, se pare că vom avea, dar nu e sigur. Știu că pare ușor incoerent ce spun, dar tocmai acest fapt m-a făcut să vă scriu, căci Erica e însărcinată. Foarte frumos, veți spune, însă nu e așa, pentru că nu sunt sigur că acest copil este al meu. Soția mea dă meditații și are de peste un an o legătură ciudată cu unul dintre elevii ei. Voicu are 20 de ani și e student la filologie. Totul a început, sau cred eu că a început, acum un an, când Voicu a început să vină la noi în casă la meditații. Nimic ciudat. Erica dădea de mult meditații, nu ca să ne ajutăm cu banii, dar eu fiind mai toată ziua plecat la firmă, se plictisea singur acasă. Pe tânăr mi l-a prezentat ca fiind un băiat sărman, cu părinți undeva în nordul țării, el locuind la cămin. Mi s-a părut un băiat respectuos, serios, chiar prea matur pentru vârsta lui. Începuse să facă chiar parte din familie, iar în weekenduri îl mai invitam la noi acasă la prânz. Nimic nu părea a fi suspect până când, vara trecută, cineva mi-a spus că a văzut-o pe Erica în parc, sărutându-se cu un tânăr. Strânsă cu ușa, mi-a mărturisit. Era Voicu.
Din acel moment, viața mea a fost dată peste cap. Erica a încercat să mă convingă că e o pasiune trecătoare, că ea continuă să mă iubească, dar inexplicabil se simte atrasă de acest tânăr. Am fost un fraier și am crezut-o, așteptând răbdător să-i treacă. Viața de familie mergea înainte ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, dar capitolul meditații, într-adevăr, se încheiase. Acum 4 luni, soția mea m-a anunțat că e însărcinată. Am întrebat-o direct cine este tatăl. La fel de direct mi-a răspuns și ea: nu știe. Acum cred că înțelegeți impasul și asta m-a determinat să vă scriu. De unde așteptasem cu atâta nerăbdare un copil, acum îmi vine să-mi iau lumea în cap. Care este atitudinea firească pe care ar trebui să o adopt? Prietenii mă sfătuiesc să fug cât văd cu ochii eu, însă îmi iubesc foarte mult soția și apoi mă gândesc că ar putea fi copilul meu. Ce-ați face în locul meu? Cu încrederea că voi găsi cu ajutorul vostru un răspuns la aceste întrebări, vă mulțumesc. Marian Popescu. Acum să vedem. Doamna doctor, nu considerând e ușor, că este un impas. E un impas mare. Mare. Problema e așa, dacă domnul poate ierta pe soție pentru că l-a înșelat, aici e un pas foarte greu de depășit, atunci poate aștepta până să vadă dacă copilul este al lui sau nu. E foarte greu de hotărât și e foarte greu să, nu știu, să te poți pune în pielea unui om, pentru că de foarte multe ori, să știți că am văzut și în meserie și peste tot, oamenii iau hotărâri la care nu te aștepți. De multe ori paradoxale, poate că nici ei nu-și pot explica atitudinea pe care o au în momentul respectiv și aici chiar e foarte, foarte greu. Deci, practic, ce spuneți dumneavoastră, problema o va rezolva testul de paternitate. Dacă el poate depăși această trădare, pentru că trădarea a fost oricum, deci el e înșelat oricum, indiferent dacă e copilul lui sau nu este copilul lui, el a fost înșelat. Mai există, sigur, varianta să se despartă și el să aibă grijă de copil, dacă copilul va fi al lui, de să se comporte așa cum ar trebui să se comporte un tată cu copilul lui, dar e foarte, foarte greu și spune singur că o iubește foarte mult pe doamna. E depinde cât de mult o iubește, dacă poate să treacă sau nu poate să treacă peste acest lucru. Și încă ceva, de ce a făcut-o? Ia, de ce? De ce l-a înșelat? Asta vreau și eu să spun, că dacă cumva ar fi fost vorba de un cuplu infertil și femeia ar fi încercat o soluție și uite a găsit-o, atunci ar fi o problemă. Și cunosc cazuri. Eu cred că au fost prea multe meditații. Nu, cred că să nu glumim, că nu e. Nu, nu, serios, no. Vorbesc, pentru că tentațiile sunt mari în zona asta. Am citit și am văzut și am văzut în filme, da? Și avem cazuri pe lângă noi, cazuri similare. Adică nu e, e un clișeu și eu ăsta. Eu cred că soția profesorul s-a simțit la un moment dat neglijată și a încercat să evadeze. Poate a simțit nevoia să. Eu zic să că merge prea din departe. Întâi trebuie aflat și domnul Marian Popescu a trebuit să spună, să întrebe, să cerceteze dacă e vorba de o ieșire în sau din decor a doamnei, din dorința de a avea copii, neavându-i în timpul celor 10, nu știu câți ani. Dar nu reiese. Trebuie să afle. Dacă nu e vorba de asta, atunci eu pot să afirm sus și tare că cine a greșit odată nu trebuie niciodată iertat, fiindcă va greși într-una. Dar așa nu, e firea omenească. Nu e sigur, Florin, că se întâmplă așa. Decât dacă Mirabela a fost prinsă și de un, adică e handicapată. Asta, femeia asta va greși. Odată iertată, va prinde și curaj. Dar câți bărbați și au înșelat și păi la fel. Au fost dacă iertați? Bărbatul înșală fără ca soția să știe cum ați vorbit,
atunci înseamnă că are o grijă de familie, are o grijă de soție și mai scapă boii câteodată. Bărbații... Aoleu, dumneavoastră ce faceți? Promovați o astfel de atitudine? Nu promovez atitudinea. Doamne ferește, ne facem că nici n-am auzit ce ați spus. Mirabela. Nu cred în ipocrizie. În orice caz nu e nicio diferență între bărbați și femei la asta. Corect. De ce bărbatul are voie și femeia nu are voie? Păi cine a zis? Ce e asta? Da, da, spuneți, doamnă, luați microfonul, acolo e o doamnă foarte revoltată în public, da, așa, și cred pe bună dreptate. Hai să vedem. Da. Certați-mă. De ce bărbații au voie și noi nu avem? N-am spus bine asta. Păi da, dar înțeles. Suntem puse la zi de toți, de societate, de socri, de soțul, de face toate felurile. De ce noi nu avem voie? Îmi permite să vă răspund eu? Cu toate că relația noastră s-a bazat pe fidelitate și noi n-am pus niciodată la îndoială chestia asta, vreau să vă spun atâta. Bărbatul când se duce, nu se duce cu tot sufletul. El poate să vină înapoi. Femeia, dar de ce se duce extraordinar? Care... Adică vă găsiți circunstanțe atenuante? Nu, este o chestie studiată. Nu? Sugestia, sfatul. Să fugă. Să nu-i mai dea nicio șansă. Să nu-i mai dea nicio chiar șansă. Chiar dacă și-a dorit acest copil... Femeie, totuși. Și nu țin cu ea. Și chiar dacă el o iubește. Și dacă o iubește, păi, înseamnă că e un prost. O iubește sau o dorește? Pentru că femeia ne transformă în proști. Nu, să fugă. Dinu, ce să facă bărbatul? Cine spune asta? Nu cred că mai are nicio șansă relația lor. Poftim? Nu mai are nicio șansă relația lor. Nu mai are nicio șansă. Iar argumentele mele erau bazate pe... Hai să zic așa, științific, pe ADN, pe dorința de procreere. Viața bate toate cărțile acelea pe care le-ați învățat la medicină. Sunt de acord cu Dinu Maxel. Adică? O femeie înșală cu sufletul. Un bărbat mai scapă că deci, așa este. Bun, domnule Popescu, ce să faceți? Între bărbați și femei. Nu, eu sunt bătrân, nu mai am nicio diferență. Dar există diferențe. Oricum am, ori să fim și nu le vedem. Domnule doctor, psiholog, spuneți. Stai mai întâi să răspundă și familia Ionel Tudor, Andrei Andrei. Eu am răspuns. Eu am răspuns. Îl sfătuiesc să vorba Mirabelei să fugă. La revedere. Deci nu are șansă. Nu are șansă pentru că se va repeta. Când femeia înșeală, e la revedere. Se va repeta cu același bărbat sau se va repeta în general? Nu, cu alt elev. Asta a fost sigur, prima încercare. Păi, are cineva o altă părere? Asemenea tumoră trebuie tăiată brusc. Vă rog frumos, domnule. Nu vă supărați. Ați întrebat de ce a înșelat ea. Păi motivul v-a fost dat chiar de filmul respectiv. Că o lăsa mult timp singură, dă plictiseală. Și aici vin la Dinu Maxer și spun, deși de ea nu l-a înșelat pe el, chiar într-un interviu mai vechi de-al ei spunea că e unul din puținii bărbați fideli din România care n-a înșelat-o niciodată. Că cunosc foarte bine subiectul tău. Ce-i sugerați celui care ne-a scris? Sunt diferențe și e foarte greu. Prejudecățile sunt diferite față de bărbați și față de femei. Păi el îl vor judeca prietenii care nu îl vor scoate din tântălău și din pusi, cum spun americanii. Știți cum e. Deci nu să fugă dacă este bărbat să-și asume răspunderea. Au timp să se gândească. Că-ți dau soluții. Ia să vedem. Bărbatul acesta trebuie să rupă din rădăcină această relație. Exact. Femeia să nască și după aia singur își va da seama dacă e copilul lui sau ei, nu. Cum să-și și atunci, pe cum? Face test de paternitate. Testul. Prin test de paternitate. Fizici. Vai de capul meu. Imediat îți dai seama că seamănă cu măsa. Și după aceea? Și după aia trebuie să aibă grijă de copil, dacă e al lui. Deci cu ea clar s-o termine pe veci. Eu nu zic așa, eu zic așa, să se separe până se naște copilul, deci să stea separați. Au timp să se gândească fiecare dintre ei la ce ar fi optim pentru familia asta. Da, eu pot să fac o comparație extrem de simplă și lămuritoare. Dacă barajul unei hidrocentrale se fisurează undeva, el nu mai poate fi reparat, trebuie demolat. Nu sunt de acord, nu. Degeaba pui cârpeli acolo să-l repari. Așa e cu o căsnicie. Dar nu e întotdeauna așa. Iubirea până la urmă moare, da? Sau nu moare, sau moare, sau doamna Almăjan, dacă ei stau separați în timpul ăsta, vor vedea dacă pot trăi unul fără celălalt, dacă nu sunt dependenți psihic și, mă rog, administrativ și psihic, ca să spun așa, invers, de unul de celălalt, dacă
le este dor și ar vrea să fie împreună. Deci sunt multe lucruri aici și eu cred că trebuie să testeze lucrul ăsta și în momentul în care se va naște copilul, vor hotărâ de comun acord și după ceea ce simt, asta mi se pare foarte important, după cum simt. Deci, domnul Florin Zanfirescu a pledat pentru tăierea de la rădăcină. Doamna doctor Monica și recunoașterea. Doamna doctor Monica Pop pledează nu pentru tăierea de la rădăcină, ci pledează pentru altoire. Adică un pic de toaletare a relației ca să se salveze relația. Să vedem ce ne spune în aplauzele noastre domnul doctor psiholog, care vrea să zică ceva de jumătate de oră. Este minunat că mi-am pus ochelari și acum primesc și aplauze, ceea ce înseamnă că îmi dau mai multă seriozitate. Sunt 100% de acord cu ce a spus domnul Zanfirescu. Acesta este un tip de fisură care nu poate fi cârpită vreodată. Pentru simplu motiv că am văzut foarte multe cupluri care au încercat să ierte și el pe ea și ea pe el. După o astfel de experiență, chiar dacă tu îți dorești să faci relația să meargă, chiar dacă îți iei o pauză, chiar dacă încerci să reîncălzești ciorba, ce se întâmplă este că peste ani, încercând să reîncălzești ciorba asta, tu tot, chiar dacă ai iertat, tot nu uiți. Și o să aduci aminte, o să aduci în discuție, o să-i scoți ochii de câte ori vei avea ocazia și o să rămână în continuare acolo undeva în mentalul persoanei care s-a simțit înșelată un dezechilibru. Sau poate devine mai suspicios. Deci a iertat-o, dar se va gândi de fiecare dată, dar de ce a întârziat? Nu cumva? Exact. E o fisură care este atât de toxică pentru relația respectivă că nu are cum. Cred că exagerați. Să mai rămână vreodată. Exagerați. Deci nu se poate să nu acordați niciun fel de șansă unei astfel de întâmplări. Nu se poate. Nu. Eu sunt aici nu ca să spun lucruri politically corect, ci ca să spun ceea ce cred și ceea ce am văzut în experiența da, pe care ceea am ce credeți noastră nu se eu am văzut și lucruri inverse. Oameni care clar au călcat alături cum zicea unul, ce mi-a alunecat piciorul, ce să fac acum? Deci eu consider că a primit domnul Popescu destule direcții spre care să cugete. Haideți să facem așa. Eu acum voi invita în platou și tu o cunoști foarte bine, dar nu știu dacă îi știi povestea. Mereu stau să mă întreb, o prezint ca artist sau o prezint ca om de știință? Pur și simplu o voi prezenta ca om de afaceri, pasionat de muzică, pe doamna Viorica Chiurciu, care, bună ziua, care va oferi un alt fel de răspuns, mult mai trist, la întrebarea emisiunii noastre, de ce mor iubirile? Pentru că dumneavoastră ați trăit o iubire, cam poveste e puțin spus. Noi am fost o mică parte martorii acestei iubiri, pentru că soțul dumneavoastră ne-a fost foarte drag, a fost apropiat echipei noastre. Și iubirea a murit, dar de ce a murit? Întrebarea ta vine ca un glaș papir pe inima mea, pentru că povestea mea de dragoste s-a frânt conform acelei metafore și am trăit fericit până când moartea ne-a despărțit. Iată că din poveștile și părerile celor de aici am văzut că tot mai des această metaforă este înlocuită cu alta, cu altă nuanță. Vom trăi fericiți până când moartea fericirii ne va despărți. Da. Deci în cazul nostru a fost vorba de o moarte concretă. Exact, o moarte concretă. Care a transformat un cuplu într-o persoană singură. Exact. Care a rămas practic cu gândul la da, celălalt. Exact. Nu pot să nu... Am această iubire tot timpul în suflet și în gând, pentru că a fost o iubire matură. Singura pe care iubire? Am construit-o, da, singura iubire adevărată. A fost o iubire matură pe care am construit-o în 38 de ani. Aducând ceva nou în relație, ne era drag să fim importanți în ochii altuia, să ne mărim standardul. Și ți-aduce aminte când eu am luat la conservator cât era de bucuros. Pentru că sunt mulți medici aici, aș putea să spun că noutatea totdeauna aduce în cuplu acea dopamină, aduce individului acea dopamină care e responsabilă de fericire și de dragostea din cuplu. Vi se întâmplă să mai vorbiți cu Titi? Da, mi se întâmplă des.
Îi plângeți pe umorul imaginar? Da, totdeauna. Povestiți bucuriile? Și mi-aduc aminte și de adrenalină, că tot eram la hormon, că mereu aveam parte de aceasta când colindam tot globul în lung și în lat și făcea această adrenalină să bată inima unul pentru celălalt. Sunt sigură că melodia pe care ați pregătit-o pentru astăzi a fost aleasă nu întâmplător pentru această temă. Este cumva povestea mea și răzvrătirea mea pentru viața care mi-a oferit această durere. Viorica Chiurciu. Mulțumesc! Ceartă sufletul de tine, mă ceartă și mă împac ades. Nici eu nu știu cum e mai bine și nici de ce n-ai înțeles. N-ar fi de ajuns să treacă viața, mi-ar fi de ajuns să mă iubești când mă blestemă dimineața, din noapte să nu mă trezești. De-aia ales un alt drum, astăzi pleacă. Și dacă tu vrei să pleci, ce fac eu? Astăzi inima mea mă încearcă și mă scoate din sufletul tău. Dacă eu n-am reușit, de ce viața mă aruncă în singurătate? Dacă noi nu vom fi ce se alege de o iubire ce-și face dreptate? Ceartă viața, de ce oare noi uneori greșim iubirea? Ca sufletul nimic nu doare, se pierde în lacrimi fericirea. N-ar fi de ajuns să treacă viața, mi-ar fi de ajuns să mă iubești când mă blestemă dimineața, din noapte să nu mă trezești. De-aia ales un alt drum, astăzi pleacă. Și dacă tu vrei să pleci, ce fac eu? Astăzi inima mea mă încearcă și mă scoate din sufletul tău. Dacă eu n-am reușit, de ce viața mă aruncă în singurătate? Dacă noi nu vom fi ce se alege de o iubire ce-și face dreptate? Și dacă tu vrei să pleci, ce fac eu? Astăzi inima mea mă încearcă și mă scoate din sufletul tău. Dacă eu n-am reușit, de ce viața mă aruncă în singurătate? Dacă noi nu vom fi ce se alege de o iubire ce-și face dreptate? Și Dan Hâlciu.
Ei, ultimul tronson al emisiunii noastre de astăzi. Acuși și acuși o să tragem și concluziile până una alta. Tragem cortina. Până una alta. Așa. La despărțire, ea îi spune lui. Ai început iar. N-ai să mai găsești niciodată niciuna ca mine. Și el îi spune, sper. Mamă, ce optimistă da. Ești deci. Avem în public o spectatoare care a fost de acord să-și povestească povestea povestea personală legată de moartea iubirii sale și o să-ți fac cunoștință acum și dumneavoastră, stimați telespectatori, vă fac cunoștință cu Florentina. Bună Florentina, ziua. Bună ziua, povestește-mi despre iubirea ta, despre moartea ei și despre cauzele. În primul rând a fost o relație destul de lungă, a fost o relație de aproape 11 ani. Oho, și, cu căsătorie? Doar un an și doar civil, ultimul an de relație. A fost o relație frumoasă, noi am fost împreună din studenții, am petrecut o grămadă de timp împreună, am făcut vacanțe împreună, familiile noastre erau foarte unite. Din păcate însă această poveste s-a finalizat în momentul în care am aflat că mă înșală cu cea mai bună prietenă. Oh. Tipic. Mirabela, de ce zice? Și momentul, cred că... Deci, cerul a căzut pe capul tău? A fost în extrem de dureros în momentul în care mi-am dat seama că oamenii în care practic aveam cea mai mare încredere, soțul meu și prietena mea cea mai bună, au decis să trădeze încrederea asta. Ai aflat da, chiar tu? Această relație cineva? Alături da. Era dinainte de a vă căsători? Nu știu exact când a început. Pe aia trebuie aflat. Că te întreb de ce s-a căsătorit. Dacă relația s-a înfilipat după un anul ăla, iarăși o aiureală. Nu știu exact dacă a fost între ei o apropiere sau pur și simplu au simțit... Concluzie. O doamnă scurtă, din public, da, da, da. Cu experiență, da. Cu experiență. Doi nesimțiți. Doi nesimțiți. Da. E, nu, nu știu, noi acum sigur că suntem tentați să mai și glumim, dar îmi dau seama că ai traversat la o vârstă fragedă. Câți ani? 30. Și când v-ați despărțit, atât ați avut? 30 da. De ani. Pari da. Foarte tinerică. Mulțumesc. Acum. La 30 de ani să ai o asemenea experiență. Doare tare. Mai știi ceva de el? Nu. S-a căsătorit cu ea? Distanță. S-a căsătorit cu ea? Nu. A, deci nici măcar. Am aflat ulterior că relația lor a luat sfârșit. Cumva asta e un fel de consolare. Consolare. Și bănuiesc că prietena ta nu mai este prietena ta. Nu, clar nu. Nu vreau să mai aud nici de unul, nici de celălalt. Am o observație, dacă îmi permiteți. Vă rog. Încerc să fiu foarte scurt. Da, e bine. 10 ani de zile, să zicem, faci naveta la pârâu rece că îți place să stai într-o cabană a unui prieten de-al tău care ți-o închiriază. În fiecare an te duci și stai în ianuarie. Da. Și după 10 ani, prietenul zice, bă, da, dacă te duci mereu acolo și îți place, de ce nu o cumperi, mă, cabana asta? A, zice că e ieftină. Și o cumperi. Din clipa aia te-ai nenorocit. Apropo de concubinaj și de căsătoria care după un an jumate se... De ce? Pentru că vii acasă și zici, ce-o fi la cabană? Poate ai intrat hoții? Poate bă, te duci din nou, te duci de 7 ori pe an, te duci să investești, vai să putrezești, acoperiști, începi să ai grija proprietății. Asta se întâmplă, deși nu se recunoaște, într-o căsnicie. Fiecare e proprietatea celuilalt. Vedeți, trebuia să veniți săptămâna trecută când am vorbit despre căsnicie versus concubinaj. Nimeni nu e proprietarul știut. Nici cui. Fiecare e propriul său proprietar. Nu ești, atunci... Nevasta ta nu-i proprietar. Și expresia românească veche, ne-am luat, ne-am luat. Nu? Așa se spune. Păi da, ne-am v-ați luat-o. Luat? Și ne-am luat. Aia nu-i căsătorie, nevastă, Monica, da. Nu-i căsătorie. Dacă tu n-ai nicio treabă, ea e ea și eu sunt păi eu. Păi nu, deci noastră, aia... domnule Zamfir, păi vreți să spuneți că greșeala Florentinei a fost că a transformat o, viață, o relație frumoasă, dar fără acte, a transformat-o în căsnicia care a adus, de fapt... Asta am vrut să spun. Asta ați vrut. Nu știu dacă neapărat mesajul, oricum, dar mesajul este că pentru curajul de a-și povesti povestea, Florentina, ia zi Costin, va pleca Florentina de aici. Va pleca acasă cu o valiză, bineînțeles, în care o să-și spună numai momentele frumoase și gândurile frumoase pe care le dorim de acum încolo. Alea urâte să se ducă. Adică îi dai valiza. Adică îi dau valiza, nu papuci. Papuci, papuci da. Mulțumim. De la La Monța, mulțumim La Monța. Mulțumim frumos. Raluca, ce ne-ai mai pregătit tu de pe glob? Ei bine, cum stau voi lucrurile? V-ați dezbătut așa, ați despicat firul 4, eu am venit cu răspunsul. Dacă vreți să nu vă pierdeți iubirile, trebuie să evitați o anumită insulă din Bali.
Oh. Ei bine, cei care ajung acolo, după mărturiile lor, deci am citit mărturiile lor, nu este o fabulație, cei care ajung acolo spun că la câțiva ani, la 3 ani, că tot am pomenit și în sondaj de acești 3 ani, ajung să se despartă. Este o insulă blestemată, este o legendă care spune că au fost un prinț și o prințesă au fost acolo. Ei și-au consumat relația înainte de căsătorie și atunci urma firesc ca prințesa să fie luată în căsătorie, dar acest lucru nu s-a întâmplat și ea foarte furioasă a blestemat toată insula, așa că cei care ajung pe această insulă, în special cei necăsătoriți, urmează să știe ce îi așteaptă. Deci dacă vreți să evitați, văzut? Da. Cât timp își vor sintetiza invitații noștri concluziile, pentru că acum trecem, facem un tur de concluzii, hai să le mai reamintim o dată telespectatorilor noștri, companiile care ne ajută și ne-au ajutat tot sezonul și acum este momentul să le mulțumim foarte mult. Săptămâna viitoare, să știți, tot cu noi veți combate. Vă vom invita la o mică recapitulare a celor mai spumoase momente ale sezonului. Vom sta noi doi la o tacla, așa, nu știu, poate pe insulă pustie, vedem noi unde filmăm săptămâna viitoare. Dar nu pe insula aceea. Nu, nu pe... E bine, pe noi putem să nu... Da, putem să ne despărțim, că oricum nu suntem împreună. Exact. Deci, Farmacia Inimii, Catena este alături de noi și în acest sezon ca sponsor principal. Catena reprezintă unul dintre cele mai cunoscute și apreciate branduri românești prin serviciile și produsele oferite cu grijă și profesionalism și eu personal mulțumesc echipei Catena care ne susține fiecare proiect jurnalistic. Mulțumesc. În acest sezon suntem energizați de Melissimo cu sucurile sale delicios de sănătoase, făcute din miere și cătină bio, culoasă de pe cea mai mare plantație de cătină bio din sud-estul Europei. Centrokinetic. Pentru orice problemă de mobilitate, recomandăm Centrokinetic, clinica de ortopedie și recuperare medicală. Mulțumiri magazinelor Ocean, care în acest sezon oferă vouchere cadou emisiunii noastre. Ei, și acum avem ocazia să oferim premiul pe care îl jinduiește toată lumea, pentru că acele spaliere pe care lemnăria Jder ni le oferă, da? Sper că nu m-a pus să-l testez iarăși. Nu îl vei testa, okay. Și chiar am primit o observație. Deci noi expunem, e adevărat, un spalier pentru copii, dar gama include și spaliere pentru oamenii mari. Oricum spalierul acela ține 125 de kg. Ia uite-te tu așa în jurul tău și spune-mi, cine crezi că are cei mai mici copii acasă, dintre cei aici invitați? Păi avem acolo niște copii mici. Tu ai primit deja, Matei, și tu ai primit deja. Ia să vedem. Mai fac folosește tu radarul. Mai facem niște copii pentru încă un spalier. Domnul Jean Firescu, nu. Doamna Monica Pop are deja fată mare. Păi ce, aveți copii mici? 4 nepoți, băi. Am întrebat de copii. Așa? Dinule, tu de despărțit te-ai despărțit, dar copiii vor rămâne ai tăi pe viață. Băiețelul ăsta cu mine, băiețelul ăsta cu tine. Cu Dea. Da? E, atunci te rog frumos, 3 ani jumate. Te rog frumos să privești acel spalier de astăzi înainte. Lemnăriașder îți oferă acest dar. Da, acum trebuie să cauți peretele pe care să ți-l fixezi în curte, acasă, da? Sau în dormitor. Foarte, foarte tare. Poți să mă duc? Sau după emisiune? Acum în timpul emisiunii, da, dacă vrei să îți tragi concluziile făcând sport, este foarte bine. Așadar, cu cine începem? De ce mor iubirile, Mirabela? Răspunsul la întrebarea emisiunii. Eu ți-am spus că din cauza sincerității. Asta e vorba și asta rămâne la mine. Domnule Florin Zamfirescu. Mă spun scurt. Nu, iubirile nu mor. Iubirile nu mor. Adevăratele iubiri. Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Nu vorbim decât de adevăratele iubiri. Nu de cele făcute. Așa. Nu. Chiar dacă doi oameni se despart, iubirea poate să continue, nu? Bineînțeles. Da, așa e. Așa. Cu siguranță. Dar cum să văd doi înși, să cunosc româna, și o iubesc. Băi, băiatule, nu mai folosi limba română prost. Doamna doctor. Eu cred că fiecare caz este într-un anumit fel. Cred foarte mult în destin și în ceea ce simte un om. Știți foarte bine că sunt cupluri care s-au despărțit după 20 de ani. Eu știu cupluri care s-au despărțit după 8 ani, de exemplu, când vine în minte unul dintre ele, fără să existe o altă persoană în viața niciunui. Să nu vă supărați pe mine, nu suport și n-am să suport niciodată femeile care se lasă călcate de bărbați, în sensul de bătaie, de desconsiderare, de lipsă de demnitate, așa ceva nu-i permis. Și femeile acelea sunt de vină pentru că suportă lucruri de genul ăsta. Așa e!
Te iubesc, un gest doamna. De solidaritate. Da, așa este. Nu e permis lucrul ăsta, niciun bărbat, ci mai sunt și femei care dau. Dar să știți că în traumatismele, prin asemenea agresiuni care vin la noi la spital, sunt două femei care le produc și 100 de bărbați. Da, întrebarea emisiunii era nu ce traumatisme ne produce nu, da, încă o dată vă spun. De ce mor iubirile? Pentru că, încă o dată spun, oamenii se mai schimbă și, încă o dată, nu te transformi într-o hienă și bați nevasta pentru că tu ai o amantă. Și invers e capabil, e valabil. Am văzut femei care cărora le-a alunecat piciorul, așa cum am spus mai, și care au început să se poarte foarte urât acasă, pe nedrept. De ce să faci așa? Adică transformările astea sunt lucruri care n-ar trebui să se întâmple niciodată. Deci îți spun eu că emisiunea abia acum începe. Ce să mai facem încă? S-au încălzit invitații. Ce spune Monica e ca din carte. Numai că viața e altfel. Există ipocrizie. Dar ce, eu am trăit în cărți? Nu, dar tu ești frumos ce spui. Te cred, lumea acceptă. Dar ce să faci dacă există și poți dorința de a înșela, dar și interesul material de a rămâne cu Florin, el? Florin, a înșela nu are e o dorință. E o întâmplare, dar dintr-un anumit punct de vedere. Depinde. Bun. Depinde. Dinu. A înșela e chiar o dorință. Dinu, tu ce ai învățat din această întâlnire? Dinu n-are dreptul să vorbească aici. No, eu să vă spun cum poate să moară o relație atunci când nu există probleme de genul infidelitate, atunci când nu există probleme de genul financiare, sinceritate, fiindcă aici a fost marea mea problemă, să-mi dau seama că o relație de 18 ani trebuie să se termine când motivele sunt alea mici de tot, alea care picură și ca picătura chinezească sau ca picătura de la casă erodează fundația și la un moment dat toată statuia se prăbușește. Aici a fost și problema mea, fiindcă a trebuit să înțeleg și să accept lucrurile astea luni de zile. De aceea oamenii care critică că ați renunțat așa ușor la o relație și la doi copii, la o familie atât de frumoasă, nu este adevărat, n-am renunțat ușor. Am trecut prin momente dificile atât eu cât și Dea. Dar până la urmă, acele motive mici, și hai să vă spun câteva, că dacă rămân doar așa la nivel de declarativ, nu o să înțelegeți. Certurile zilnice. Ideea de viziune separată în viață. Ideea de, nu știu, de viziune separată în ceea ce privește profesia sau copiii. Sau, deci toate lucrurile acestea care păreau mici și care nu par a sparge o relație puternică, din păcate contează. Mulțumim. 18 ani. Furnicile demolează o casă. Exact. 18 ani împreună. 18. Voi 17, da. Dar știi că știi vorba că de cât să ne certăm mai bine un cântec vesel să cântăm. Nu, hai încă un nu cântăm. Intermezzo, stai puțin. Nu. Până ajungem și în partea. Vrei să cânti? Da, te rog. O piesă tradițională, superbă, care reprezintă practic chintesența discuțiilor noastre. Nu, mai încearcă. Nu ți-am dat un e-mail, nu mai încearcă. Nu trească bere, ceata lui pițică, nu. Firar să fie de dragoste, măi, că-i subțire ca o ață, măi. Tragi de ea și zici că ține, măi. Și s-a rupt când ți-e mai bine, tâncă-tâncă-tâncă-tâncă-tâncă. Înțelegi? Deci asta este vorba. Să continuăm cu concluziile. Nimic nu este durabil. Acolo pe canapeaua longevivă, de ce oare mor iubirile? Voi sunteți un anti-exemplu. Eu sunt, acum la rând, da. Eu spun că iubirile nu mor și o să demonstrez lucrul acesta la anul când mă chem în emisie. După festivalul de la Mamaia o invit pe Andreea Ninsula, în Bali? Cu care din Bali. Deci se va ține anul ăsta festivalul de la Mamaia? Da. În Bali. În Bali, da. Perfect, mergem, ne luăm biletul. Andreea. Părerea mea e că dacă acele sentimente s-au stins, n-a fost iubire. Deci, practic, o iubire adevărată nu are cum să moară. Nu, nu. Ce spun eu, a ieșit la final. Da? Ai avut dreptate. Deci, te rog frumos. Da? Tabăra, mai vreau tabăra să întreb un lucru. Care cred că iubirile nu mor. Domnul psiholog, dumneavoastră, astăzi când aveți și ochelari, aveți o viziune mult mai corectă asupra lucrurilor, așa că puteți să încheiați apoteotic această încercare. Dar înainte de a încheia, domnul psiholog, îmi permiteți numai o secundă. Gândiți-vă așa, la o iubire mare între doi oameni și unul dintre ei se duce în altă lume. Ce se întâmplă cu iubirea aia? Acel om e condamnat? Rămâne cu dragostea lui pentru
ființa care nu mare. Mai e. Cea mai mare pedeapsă. Tocmai am avut un exemplu acum pe scenă. Tocmai am avut exemplul doamnei Chiurcio. O iubire puternică, soțul a mers într-o altă lume și ea a rămas ancorată sufletește în această iubire, nereușind să iasă, să intre într-o altă lume, practic. A rămas în acea lume. Augustin Doina și Irinel Liciu. Irinel Liciu, sigur. Da. Cred că toată lumea a dreptate și toată lumea a spus și spune cam același lucru. Rabinule. Eu, dacă ar trebui să mă duc acum înspre niște lucruri un pic mai concrete, m-aș lega foarte mult de ce a spus și doamna doctor și de ce a spus și Dinu mai devreme. Ne transformăm, transformarea face parte din noi. În fiecare zi suntem alți oameni. De când ne-am așezat aici pe scaune, de când a început emisia și până acum, mare parte dintre celulele din corpul nostru nu mai sunt și s-au născut altele. Suntem diferiți de la o secundă la alta. Adică moartea presupune viață. Este firesc, să se întâmple astea și noi tocmai de aia, într-o relație, pentru ca relația să funcționeze, este foarte important să fim conștienți de transformările astea și în fiecare zi să facem tot posibilul pentru a păstra flacăra asta vie, pentru a ne cuceri partenerul, pentru a-l ajuta să ne iubească, poftim, în continuare. Este extrem de important să depunem acest efort. Cum am spus și la început, nu este ceva 100% dat, gata, ne-am căsătorit, tu ești a mea, eu sunt al tău, nimic de pe lumea asta nu ne poate despărți vreodată. Ba da, neatenția, infidelitatea, minciuna, lipsa de sinceritate, toate lucrurile astea ne pot despărți. Deci este extrem de important să ne cucerim unul pe celălalt zilnic, dacă se poate, și atunci când simțim că certurile alea sunt prea multe, că ceva nu mai funcționează nivelul acolo, de ce nu să apelăm la un terapeut de cuplu, să mergem la un preot, să vorbim cu preotul, poftim, în funcție de ce spune sufletul nostru. Să cerem ajutor, pentru că se pot suda niște lucruri, până la un punct chiar se pot suda foarte multe lucruri. Bravo, Matei, mulțumim mult de tot. Fă tu finalul, te rog frumos. Știi că detest concluziile, dar am o părere de final. În primul rând, mulțumim că ați fost alături de noi timp de 10 ediții. Noi ne-am străduit să fim pe placul dumneavoastră și să tratăm tot felul de teme interesante, care au fost interesante și pentru publicul telespectator și pentru voi cei de aici, spectatorii noștri și pentru invitați. Și părerea mea finală, nu vreau să fie concluzie, pentru că oricum adevărul este unul personal, nu există un adevăr universal. Eu zic așa, la început m-am poziționat în tabăra, cum am zis la început, că eu sunt în tabăra acelora care consideră că iubirile pot să moară. Că pot să moară, da. Da. Acum mă poziționez în tabăra ta, deci azi m-ai convins să trec, hai să spun de ce. Iubirile nu mor niciodată, dragii mei. Ele sunt stocate în HDD-uri portabile, în stick-uri de calculator și pot fi revăzute pe calculator oricând de-a lungul vieții. O, Dumnezeule, da. Nu? Bine, hai că fac eu finalul ca să încheiem odată emisiunea asta, că nu se mai termină. Mirabela, draga mea, te rugăm frumos să poftești pe scenă. Ne va cânta Mirabela după sponsorii emisiunii. Exact, o piesă care se potrivește emisiunii. Eram sigură. După sponsorii emisiunii, iar noi vă spunem la revedere pe săptămâna viitoare când ne vom lua Rămas Bun în acest sezon. Nu am iubit pe nimeni.
a fost prima oară când vedeam ce vedea ochii tăi. Liniștită ca roa de toamnă, ascunsă în inima mea, e dorința ce aduce pe buze țărutul din inima ta. În viața mea, nu am iubit pe nimeni cum te iubesc pe tine din toată inima. În viața mea am întâlnit iubirea și știu că fericirea în viața mea. Și iubesc orice clipă și totul cu tine, e viața ce mi-o doresc. În viața mea, nu am iubit pe nimeni cum te iubesc pe tine din toate. Să ne